Când vine vorba de un ban în plus, prahovenii nu stau pe gânduri, așa că profită de orice ocazie. Iar sărbătorile de iarnă sunt întotdeauna cel mai bun prilej pentru venituri substanțiale. După ce a trecut sezonul brazilor de Crăciun, tăiați și comercializați ilegal, acum comercianții s-au axat pe vânzarea de materiale pirotehnice. În doar câteva zile, polițiștii prahoveni au întocmit 21 de dosare penale pentru deținere și comercializare ilegală de astfel de articole. În această perioadă, polițiștii prahoveni au întocmit numai puțin de 21 de dosare penale pentru deținere sau comercializare ilegală de materiale pirotehnice. Totodată, în urma activităților desfășurate, au fost ridicate în vederea confiscării peste 12.200 de obiecte pirotehnice. Persoanele depistate sunt cercetate pentru efectuare fără drept de operațiuni cu articole pirotehnice. Marfa a fost reținută în vederea cercetărilor.